Speți de onoare, 40 de profesori de istorie din Republica Moldova, Ucraina, Serbia și Ungaria participă în perioada 20-26 iulie la cea de-a 5-a ediție a Școlii de Vară. Urmează reportajul zilei realizat de Iulia Barta și Ioan Vrâncean. Provocările istoriei ca știință și disciplină de învățământ la începutul mileniului 3 este motoul sub care se desfășoară la Bistrița cea de-a 5-a ediție a Școlii de Vară pentru profesorii de istorie. Timp de o săptămână, dascălii veniți din Ungaria, Ucraina și Republica Moldova vor participa la seminarii și discuții libere pe această temă. Astăzi, în sala festivă a primăriei Bistrița, a avut loc deschiderea oficială a cursurilor. Seria discursurilor a debutat cu alocuțiunea profesorului universitar dr. Ioan Aurel Rus, membru corespondent al Academiei Române. Mă simt și eu gazdă aici, în această parte a Transilvaniei de Nord, și îmi face mare bucurie să vă doresc în numele tuturor de aici, cum o să vă spună și domniile lor, bun venit. Pentru unii bună revenire în țară, pentru alții bună revenire, unii sunt destinomat aici. Și nu pot să încep acest mic cuvânt de salut, fără să mă gândesc la faptul că în urmă cu foarte mulți ani, în 1866, Academia României, proaspătă ființată, din proaspătul principal al României, se crea la București cu scopul principal de a cultiva istoria și limba română. Acest testament al Academiei Române, lăsat nouă în urmă cu circa 150 de ani, e dus mai departe astăzi, grație celor întemeitori, cu același scop, limba și istoria română. Ele sunt marca identității noastre. Fără limba și fără istorie, nu putem fi ceea ce sunt. Iar Europa are nevoie de toate comunitățile ei, de toate grupurile ei etnice și, firește, are nevoie și de toate națiunile ei. Academia Română, în urmă cu atâția ani, când s-a creat, a dat naștere un exemplu pe care îl urmăm până astăzi. Pentru că membrii ei, atunci, la 1860, reprezentau în primul rând toate regiunile românești în străinătate. A urmat discursul secretarului de stat la Ministerul Afacerilor Externe, Eugen Tomac, care a vorbit despre importanța istoriei pentru cultura unei țări. Este o bucurie foarte mare, poate nu sunt suficient de cuvinte astăzi să vă descriu starea pe care o trăiesc în aceste momente, pentru că și eu sunt absolvent de istorie. Propun pe tot ceea ce înseamnă studii istorie în comunitățile românești și poate că dragostea față de trecutul nostru m-a îndemnat să părăsesc o provincie veche românească, să vin la București, să studiez istoria, să-mi redescoper o parte din trecutul nostru, pentru că școala cunoaște, m-a îndemnat nu doar să respect și să cunosc trecutul așa cum trebuie să știe fiecare român, ci să mă implic în plan concret și anume să încerc să găsesc participația astăzi. Este un lucru extrem de îmbucurător pentru că așa cum a precizat și cum acadimicea mai devreme, noi românii ne entuziasmăm că această flacă se stinge extrem de rapid al modernismului. Este trist, dar de fiecare dată trebuie să venim cu argumente clare pentru oricine că există o continuitate unitară a culturii și a limbii românești în aceste spații. Cronicar Mion Fostin ne spune din neamul Moldovenilor că Moldovenilor
Culmea dânsă în cultura Basarabiei este și un fapt Mărcea, un intelectual basarabean, plecat la studii în San Petersburg și care tratează la 1827 primul, deci la 1827, când Basarabia era o oblastie rusească, relatează primul funcționar român-rusesc, nu moldovenesc, rusesc. Așa vine aici de faptul că folcloristul ieșan, Teodor Burada, în 1883, când vizitează localitățile moldovenești din zona Chersonului, spune că nu există nicio deosebire între tradițiile moldovenilor în aceste spații și tradițiile românilor din Moldova sau Transilvania. Am dat aceste trei exemple pentru că este extrem de important să începem să spunem mai devreme exact așa cum este. Chiar dacă unii ori pentru un profesor de istorie este foarte mai dificil decât pentru un profesor de limba română, să spună adevărul. Niciun grup politic, nicio autoritate nu poate să ne oblige să uităm trecutul nostru, pentru că doar prețuind trecutul putem privi cu multă încredere spre viitor. Eu vă mulțumesc foarte mult. Doresc să vă asigur de întregul respect și vă doresc mult succes în activitățile pe care le desfășurați. Mulțumesc! Primarul Ovidiu Crețu, subprefectul Ovidiu Frenz și inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Stella Todea le-au urat bun venit invitaților și au asigurat că vor avea parte de o ședere plăcută. Unde, tradițional, suntem un mixaj de un mixaj de cultură și civilizație și poate că suntem chiar relevanți pentru Europa. Așa cum spunea domnul Vaharevician, pe care s-a avut respect, și pe domnul secretar de stat, municipiul Bistrița a fost, de-a lungul timpului, un model de conviețuire interetnică. Dacă, înainte de cel de primul război mondial, plația majoritară în municipiul era cea germană, și asta de-a lungul a multor secole, ulterior lucrul s-a schimbat. Cu timpul, perioadele comuniste au eclipsat aproape toți. Iar la ora actuală, în municipiu sunt câteva sute de persoane de etnie germană. Sunt undeva sub 900 de persoane. Dar cu siguranță, zilele astea în care stau în Bistrița, veți observa ceea ce ne-am lăsat și noi, românii care